Șirul de victorii a redat galbenverzilor un moral excelent. Tehnicianul lui FC Vaslui este mulțumit de prestația elevilor săi din primele partide din retur și dorește continuitate. Analizează la sânge fiecare adversar, de aceea i-a înștiințat pe elevii săi despre adversarele pe care le vor întâlni. Mă preocupă toate jocurile la fel. Pe toate le tratăm cu o responsabilitate, cred eu, așa, dusă până la maxim, cu cât putem de multe informări, ne concepem programul de pregătire în funcție de ce știm despre Brașov, analizând pe Universitatea Cluj toată săptămâna, implicit am văzut și jocul Brașovului, pentru că în prima etapă a jucat cu Brașovul, Brașovul a făcut și la Alba Iulia cu Universitatea un joc foarte bun. Cum etapa următoare, FC Vaslui dă piept cu formația care a zdrobit Steaua cu 3-0 chiar în Ghencea, Viorel Hizoș a luat măsuri de precauție. A urmărit jocul brașovenilor atât în prima etapă cât și în cea de-a doua și îi pregătește lui Robert Ilieș un tratament special. Au jucători în componență foarte bun, îl au pe acest Robert Ilieș, care la 37 de ani joacă parcă ar avea 25. Și este un joc foarte greu. Dacă reușim să ne impunem și la Brașov, înseamnă că suntem într-adevăr pe un drum foarte bun. Meciul dintre FC Brașov și FC Vaslui va fi ultimul meci al etapei și se va desfășura luni 14 martie cu începere de la ora 20:30.